Bună ziua, dragi prieteni! După cum bine știți, ne aflăm pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional. De ce ne aflăm aici? Pentru a lua cele mai bune informații din domeniu și pentru a putea să folosim toată această informație încadrată în acest canal, acasă, cu câinii noștri, acolo unde fiecare dintre voi sunt sigur că are nevoie de control, de comunicare, de disciplină cu câinele său. Astăzi m-am gândit pe o vreme atât de mohorâtă, ar spune unii, numai că mie mi se pare că e mohorâtă doar la suprafață, însă tot acest decor ne bucură. Este practic decembrie, dar este o zi de ca de toamnă, extraordinar de bine colorată și am vrut să vorbim despre un truc din dresajul canin pe care l-am inițiat și l-am exersat cu un bun prieten de-al nostru, un de asemenea elev, client de-al meu, cu o cățelușă zvăpăiat, o să vedeți despre cine este vorba, și cu care vom dialoga despre cum facem acest truc. O să vedeți mai încolo că vorbim în detaliu de cum inițiem acest exercițiu și apoi cum îl ducem la bun sfârșit și cum îl folosim de asemenea. Salut, Cătălin! Salutare, Paul! Ce faci? Marța Faica! Ce face Marța Faica? Aproape. El este Paul, prietenul nostru, ea este Kira. Cred că i-ați mai văzut undeva pe ecranul televizoarelor voastre, pentru că s-a întâmplat să mergem să discutăm despre dresaj și acolo, în direct, la televiziune, acolo unde foarte multă lume se uită și așteaptă să vadă lucruri spectaculoase. Un lucru spectaculos, dacă aș putea să spun așa, în momentul de față, este faptul că avem alături un câine samoied, un câine aiurit, un câine nu dintr-o rasă de lucru, așa cum v-ați aștepta de la un dresor pe un canal de dresaj profesional, însă despre cățelușe și despre cum a fost această cățelușă voi dori să aflu de la Paul și exact impresiile lui despre această treabă. Spune-ne, Paul, câte ceva despre cățelușa ta. Cum a fost înainte de a avea totuși o relație, așa cum văd eu că există, dincolo de acest fir de care ții tu în momentul? Relația asta cred că era doar în casă, pot să zic, că nu existau mulți stimuli. Și o țineai în casă cu lesă? Fără. Nu știam de lesă, în primul rând. Uh-huh. Aveam o lesă pe care o foloseam cu ham, din păcate, până să ajung la zgardă. Doar în casă mă mai înțelegeam cu ea, când ieșeam afară, umerii mei cred că și acum mai țipă, mai urlă. Dar te văd un timp voinic așa, te făcea șoriceaica asta mică? Cât de mică e, pe atât de puternică e, atât de agitată e. Și ce sentimente deosebite nu trăi tu pentru ea în acele momente? De la pereal m-am zis că nu e, nu. Am început să abuzez așa un pic de ea. Adică? Au început să mai țip la ea, să o mai forțez, să o împing, să o înjur, să țip la ea. Din nou zic, mi-am dat seama că nu fac ce trebuie. E tardiv. Da. Adică da, nu. Să știi că împinsul, înghiontitul, atinsul, în sfârșit ar putea fi niște mijloace de comunicare. Dacă știi cum să le folosești. Da, numai că sunt sigur că nu funcționa la ea. Pentru că, dragii mei, așa cum o vedeți, este o zăpăcită care își dorește non-stop să fugă. Să fugă în stânga, să fugă în dreapta, să facă lucruri pe care, înainte de a ne cunoaște noi, asta e situația, nu le făcea. Cum decurgeau plimbările voastre? Păi, doar nevoile personal, adică da. Cât avea ea nevoie, mai stăteam puțin cu ea și din nou mult alergat după ea și mult tras. De fapt, ea mă plimba pe mine, de fapt. Și cam asta era ideea. În momentul în care te trăgea, făceai ceva anume ca să o controlezi? Țipam la ea și trăgeam, ca la cai, adică degeaba, da. Eu împing și tu tragi, hai, acum schimbăm locurile, eu trag și tu împing. Păi asta zic, că bun. De fapt cred că ea mă plimba pe mine, nu eu pe ea. Bun, de ce ne-am văzut astăzi aici, așa cum vorbeam, este să-mi spui ce s-a schimbat în viața voastră de când ai început cu ea educația și cam care este secretul acelui control
în orice situație, bănuiesc că în orice situație o controlezi. Da, 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 nu mai e. Care este secretul controlului tău în ceea ce privește energia, drive-ul pe care îl are această mică pitică? În primul rând, acum știu de ce are ea nevoie. Așa. Libertatea asta de a fugi, de a se elibera. Da. Și ori libertatea asta pe care o primește, trebuie să muncească pentru ea prima oară. Lucru care nu-l știam înainte. Deci nu o știam, condiționare, da, continuă. Da, da, da. Și e mereu pe chestia asta. Ea, ea vrea ceva și eu vreau ceva de la ea. Și e vorba că fiecare primește părticica din, din chestia asta. Dar pot să-i ceri unui câine un lucru pe care, Ian, pe care el nu-l știe? La început nu, trebuie să-i arăți fix ce vrei. A, ok, deci trebuie să înveți câinele lucrurile. Trebuie să-i arăți fix ce vrei, că dacă nu-i arăți fix ce vrei, e mai rău, devine mai frustrat. Tocmai de aceea, dragii mei, m-am gândit să fim împreună aici, să arătăm mici secrete despre cum faci un câine să execute o comandă, în cazul ăsta o să vedeți despre ce comandă este vorba, pentru a putea să câștige ceea ce își dorește. Am vorbit în nenumărate dialoguri cu băieți din dresajul canin de aici, de la noi din țară, și am căzut, normal, de comun acord, că întotdeauna câinele, pentru a câștiga ceea ce își dorește, fie o recompensă, fie alergarea, fie o minge, fie chestia aia de care trage și de care se joacă cu, și cu care se joacă cu stăpânul, trebuie întâi să facă ceva. Dar desigur, cum a spus și Paul, întâi trebuie să înveți câinele să facă ceea ce vrei, ca apoi să-i poți cere. E, în situația de astăzi, exercițiul care îi dă libertate Chirei este ceea ce numesc cei din sportul canin Canine Freestyle, practic de acolo am împrumutat această mișcare, unii ar putea spune trick, și anume waves. Faza aceea în care câinele trece printre picioarele stăpânului ca să poată să câștige o recompensă, de exemplu. Astăzi vom face acest exercițiu și vi-l voi descrie etapă cu etapă în maniera în care am lucrat-o noi. Desigur, sunt multe maniere de lucru, o să vorbim despre ele, dar astăzi vom face așa. Aș vrea, în primul rând, să înțelegeți că legătura dintre acest câine și stăpânul său este bazată pe o lesă wireless. La ce viteză are acest câine, la cum se mișcă, la cum aleargă, nu am putea să-i atragem atenția că suntem încă în control, doar spunându-i că te rog frumos, nu te îndepărta, stai mai aproape, dacă nu vin eu la tine și te iau de zgârduță și ți arăt că nu e bine să mă ignor și va trebui să vin apoi. Și atunci am lucrat cu această cățelușă, îmi dai te rog obiectul. Am lucrat cu această cățelușă, cu acest instrument de lucru, acest instrument de comunicare. Fundamental este o comunicare tactilă, wireless, bazată printr-un Bluetooth și în aceste condiții. Da, văd și eu un copil. Văd și eu un copil și vreau să mă duc la el. Înapoi. Zăpăcit-o. Bun. Acest instrument din dresajul canin face practic legătura cu câinele tău la distanță. Atunci când este la 60 de metri, la 100 de metri distanță, unii câini, mă refer la câini de vânătoare, pot lua distanță de conducătorul lor mult mai mare, trebuie să ai un mijloc prin care tactil le atrage atenția. Dacă în momentul acesta oamenii trag câinii de lesă și le atrag atenția acestora să stea mai aproape, să plece luând nasul dintr-un miros sau încercând să îi facă să nu mănânce de pe jos, și asta se întâmplă la o distanță oarecare, maximum ar fi maxim de 10 metri, așa cum sunt lesele, de exemplu, retractabile, sau la o lungime de 1 metru.
omul simte nevoia să aibă câinele aproape și atunci îl ține în lesă, dar câinele vrea să miroasă, vrea să apuce chestii de pe jos și omul trebuie să tragă mereu. În această situație, câinele inevitabil se condiționează la acest fir și în lipsa acestui fir, pur și simplu, câinele o ia razna și uită tot ce a învățat. De ce? Pentru că a fost condiționat să facă totul în lesă, pentru că știe că acolo este controlul. Ce facem noi? Trecem de la nivelul acesta de lesă la controlul wireless și astfel învățăm câinele, întâi în asociere cu sugestiile din lesă pe care deja le știe, apoi fără lesă, folosind un semnal wireless, prin Bluetooth, de la distanță, prin intermediul telecomenzii. Învățăm câinele că nu era lesa elementul cheie care, la care trebuia să se raporteze ca să asculte, ci indiferent de distanța la care se află, indiferent de distragerile care se află în jur, tot noi și tot semnalele pe care noi le putem controla pentru a influența câinele sunt mai importante. Și de aici, într-o manieră, zic eu, inteligentă și bazându-ne pe imaginație, ușor-ușor extrapolăm condiționarea asta la zgarda cu telecomandă și ceea ce știe ea din punct de vedere al conversației să facă cu semnalele respective, la exerciții de detaliu, cum ar fi mersul la picior, cum ar fi poziția de așteptare sau de cerința, comanda de la distanță în care se așează în culcat. O să facem o serie de clipuri bazate pe tipul acesta de control, de condiționare, de comunicare cu câinele prin intermediul lesei wireless. Puteți să vă duceți sus acolo pe canal, în secțiunea lecții de dresaj, la playlistul acesta. Și o să vedeți acel clip cu Sky, un husky siberian, împreună cu Miruna, stăpâna lui, care lucrează, vorbim acolo despre cum face exercițiile de la distanță, cum se oprește câinele de la distanță, cum îl înveți să rămână pe loc atunci când îi spui și practic poți să-i dai un semnal, e ca și cum i-ai dai un telefon, băi, oprește-te un pic acolo și fă cum îți spun eu. Și după aceea îi dai semnalul magic, gata, poți să pleci și câinele se duce vesel. Același lucru îl știe și pitica asta albă de lângă noi, însă astăzi vreau să vorbim în mod special despre tehnica de, folosind zgarda cu telecomandă, de a învăța câinele să treacă printre picioare. Da? Acest waves, cum îl numesc englezii, un element, un trick spunem noi, dar el este un element important din sportul canin numit canine freestyle. Dar noi îl împrumutăm tocmai ca să putem să învățăm câinele că mai are încă o alternativă de a face ceva pentru a putea pleca liber. Ea iubește să plece liber, ea este o hoinăreasă de profesie, practic asta este singurul scop în viață, să ducă să hoinărească, însă noi, bineînțeles, și Paul știe asta foarte bine pentru că de-aia participă la ședințele de dresaj și este instruit, o condiționăm să facă lucruri pe care îi le cerem ca să poată pleca să hoinărească. Ok? Vom începe acum exact cu Paul, o să ne demonstreze un pic această mișcare, da? Și după aceea o vom împărți pe bucăți, despicăm firul în patru și vorbim despre cum se inițiază, cum folosim toate mijloacele prin care, la fiecare etapă, prin care facem câinele să înțeleagă ce vrem de la el și apoi cum ne folosim de acest exercițiu ca să avem un control și să putem să oferim câinelui libertatea pe care și-o dorește. Aici. Aproape. Aproape. Pas. Prin. Bravo. 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 Opa. Bravo. Toată această mișcare, imaginați-vă, a fost construită bazându-ne pe sugestii tactile, pe acțiuni mecanice și apoi, desigur, pe recompensare cu mâncare inițial pentru fiecare mișcare și apoi cu libertate de rigoare. Bravo! Spune-i. Bravo! Liber. Bun, am văzut cum se mișcă Kira într-o manieră cumva finită, de final. Exercițiul prin care Paul
reușește să determine câinele să concentreze la el, ca apoi să plece liber. Acum aș vrea să discutăm despre cum începem.